Bine v-am găsit! În acest video recapitulăm pe scurt numerele întregi, reprezentarea pe axă, opusul unui număr întreg, ordonarea numerelor întregi și modulul. În primul rând, mulțimea numerelor întregi se notează cu Z mare, cu două liniuțe, și pe axa numerelor, dacă luăm 0, unitatea de măsură de două pătrățele, de la 0 spre dreapta se reprezintă numerele naturale 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Deci avem de la 0 spre partea dreaptă mulțimea numerelor naturale, iar de la 0 spre partea stângă se reprezintă numerele întregi negative. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 și așa mai departe. Cu cât mergem mai spre stânga, cu atât numerele sunt mai mici. Iar de la 0 spre dreapta, cu cât mergem mai la dreapta axei, numerele sunt mai mari. Deci, numerele întregi negative și numerele întregi pozitive formează mulțimea Z, adică mulțimea numerelor întregi. Deci avem numerele naturale, mulțimea formată din 0, 1, 2, 3 și așa mai departe, iar mulțimea numerelor întregi, vom pune puncte-puncte și scriem doar minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Și așa mai departe. Observăm că mulțimea numerelor naturale este inclusă în mulțimea numerelor întregi. Deci avem relația de incluziune N inclus în Z. Mulțimea numerelor întregi este formată din mulțimea numerelor întregi negative, adică toate numerele cu minus și se notează cu Z indice minus, din elementul 0 și din mulțimea numerelor întregi pozitive, care începe de la 1 și se duce spre partea dreaptă. Deci aici avem Z cu plus. Și vom scrie Z este egal cu mulțimea numerelor întregi negative reunită cu elementul 0 reunită cu mulțimea numerelor întregi pozitive. Dacă intersectăm numerele negative cu numerele pozitive, intersecția două mulțimi înseamnă partea lor comună. Deci observăm că pentru Z minus, care începe de la minus infinit și se termină la minus 1, iar apoi intersectat cu Z plus, care începe de la 1 și se termină la plus infinit, intersecția însemnând partea lor comună, nu au niciun element comun. Deci, intersecția acestora este mulțimea vidă. Opusul unui număr întreg, dacă avem pe axa numerelor numărul întreg A, opusul acestuia este minus A. De exemplu, dacă luăm elementul 1 pe axa numerelor, acesta se află aici, opusul acestuia este minus 1, adică în partea opusă a originii. Dacă luăm 2, opusul acestuia este minus 2 și așa mai departe. Dacă luăm 3, opusul acestuia este minus 3. Modulul unui număr întreg reprezintă distanța pe axa numerelor între origine și numărul întreg dat. Luăm 0 pe axa numerelor și dacă vrem, de exemplu, să calculăm modul de 2, vom lua două unități. Unitatea de măsură este tot de două pătrățele. Modul de 2 înseamnă distanța de la origine, adică de la 0, la 2. Liniuța pentru 2 este aici și observăm că avem o unitate, două unități.
Deci modul de 2 este 2. Să luăm acum minus 2. Modul de minus 2. Distanța de la 0 la minus 2. Și avem o unitate de măsură, două unități. Deci modul de minus 2 este tot 2. Trebuie să reținem că modulul este tot timpul un număr pozitiv, deoarece el reprezintă o distanță pe axa numerelor. Și avem formula pentru caz general. Modul de x este x dacă x este mai mare sau egal decât 0 și minus x dacă x este mai mic decât 0. Deoarece nu putem reprezenta tot timpul pe axă, mai ales când avem numere foarte mari, folosim această formulă. Dacă numărul este pozitiv, iese același număr din modul, iar dacă acesta este negativ, punem un minus în față. Și să vedem câteva exemple. Avem modul de minus 1, deci avem un număr mai mic decât 0, minus 1 este negativ, deci mai mic decât 0. Pun un minus în față, deci avem minus minus 1, care este plus 1. Modul de 27. 27 este număr pozitiv, deci va ieși din modul 27. Modul de minus 105. Pun un minus în față și scriu numărul dat, minus 105, minus și cu minus, plus 105. Proprietățile modulului. Modulul are câteva proprietăți importante care sunt folosite des în exerciții și anume modul de x este maximul dintre minus x și x. Modulul este tot timpul un număr pozitiv. Modulul unui număr întreg este 0 atunci când numărul respectiv este 0 și bineînțeles că avem egalitate. Modul de x este egal cu modul de minus x. Apoi modul din produs este egal cu produsul modulelor și la fel modul din cât este egal cu câtul modulelor. Avem grijă numitorul să fie diferit de 0, deoarece împărțirea la 0 nu are sens. Apoi modul din sumă este mai mic sau egal decât suma modulelor și cea mai importantă proprietate a modulului, dacă modul de x este mai mic sau egal decât a, unde a este mai mare decât 0, atunci minus a este mai mic sau egal decât x, mai mic sau egal decât a. O proprietate folosită des în exerciții și pe care trebuie să o ținem minte. Avem exercițiul 1. Ordonați crescător următoarele numere întregi și apoi reprezentațiile pe axa numerelor. Crescător înseamnă de la cel mai mic la cel mai mare, cel mai mic fiind numărul care se află cel mai la stânga. Și ne uităm cu atenție, la stânga lui 0 se află toate numerele negative, iar cel mai mic este numărul care are modulul cel mai mare. În cazul nostru avem minus 9. Deci vom pune minus 9 mai mic decât. Deci pe acesta l-am eliminat. Mai rămâne minus 8, minus 1, minus 3, minus 7. Urmează minus 8 mai mic decât. Următorul este minus 7. Apoi avem minus 3. Și minus 8. A mai rămas la numere negative minus 1. Urmează 0. Mai mic decât și am rămas cu numerele pozitive. La pozitive avem 2, 6, 3, 9, 10. Deci le vom pune în ordine. 2, 3, 6, 9 și mai avem 10. Și le reprezentăm pe axă, luăm 0. Unitatea de măsură de două pătrățele, la stânga lui 0 avem minus 1, deci se reprezintă la o unitate față de 0,
Apoi avem minus 3. Numărăm 3 unități față de 0 și aici este minus 3. Apoi minus 7. Minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Următorul minus 8 și minus 9. La dreapta lui 0 avem 2, care se reprezintă la 2 unități distanță față de 0. 3, mai punem încă o unitate, 6, deci aici avem 4, 5, 6, apoi 9, 7, 8, 9 și ultimul număr întreg, 10. La următorul exercițiu. Reprezentați pe axa numerelor punctele A de coordonate minus 3, B de coordonate minus 4, C de coordonată minus 9, D de coordonată plus 5, E de coordonată minus 2. Iar apoi determinați lungimile segmentelor AD, BC și CE. În primul rând reprezentăm punctele date, luăm 0 și unitatea de măsură de două pătrățele. Avem punctul A de coordonată minus 3, deci vom număra 3 unități la stânga lui 0 și punem deasupra litera corespunzătoare acestui punct, A. Apoi B de coordonată minus 4, încă o unitate de măsură, avem minus 4 și aici este punctul B. Apoi minus 9, deci avem 5, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, punctul C. D de coordonată plus 5, numărăm 5 unități la dreapta lui 0, deoarece este pozitiv. Și avem D. Și E de coordonată minus 2, 2 unități la stânga lui 0. Și avem punctul E. Trebuie să determinăm lungimea segmentului AD. Segmentul AD este acesta. Pentru a determina lungimea lui, numărăm unitățile de măsură de la A până la D. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unități. Deci AD este egal cu 8. Sau mai ușor am fi putut face 5 minus minus 3 și obținem tot 8. Lungimea segmentului BC. BC este acest segment, iar de la B la C avem 1, 2, 3, 4, 5 unități. Și lungimea segmentului CE. Pentru CE, acest segment, avem 5 unități până la B, 6, 7. Deci lungimea segmentului CE este 7. Mergem mai departe la următorul exercițiu. Determinați X din Z știind că modul de X este 0. Numerele întregi pentru care modul de x este 0 sunt x egal cu 0. Avem această proprietate pe care am reamintit-o mai înainte. Modul de x este 0 dacă x este egal cu 0. La următorul, modul de x este minus 9. Având în vedere definiția modulului, acesta reprezintă distanța pe axă, nu putem avea distanța minus 9. Deci aici nu există niciun număr întreg x, astfel încât modul de x să fie egal cu minus 9. La următorul, modul de x este egal cu 3. Aici x-ul poate lua valoarea 3 și avem modul de 3 egal cu 3 sau x poate lua valoarea minus 3, modul de minus 3 este minus minus 3 și obținem plus 3. Deci avem două numere întregi pentru care modul de x este egal cu 3.
Și mai avem modul de minus x mai mic sau egal decât 4. Vom lua aici următoarele valori. X egal cu 1 și avem modul de 1 egal cu 1, mai mic sau egal decât 4. X egal cu minus 1 și la fel modul de minus 1 este tot 1, mai mic sau egal decât 4. La fel putem lua x egal cu plus minus 2 și avem modul de 2 egal cu 2 și modul de minus 2 egal cu 2. Mai putem lua x egal cu plus minus 3. Modul de 3 este 3, modul de minus 3 este tot 3 și aici este mai mic sau egal decât 4 și aici la fel. Și mai putem lua x egal cu plus minus 4, avem modul de 4, 4, modul de minus 4 este tot 4, care este egal cu 4. Și mai este o singură valoare, x egal cu 0. Deci aici avem mai multe numere întregi, avem plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 și 0. Am scris cu plus minus pentru a avea mai puține elemente în mulțime. Nu este greșit dacă scriem minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0 și apoi punem 1, 2, 3 și 4. Deci fie că scriem mulțimea mai restrâns sau mai extins, avem grijă să cuprindem toate valorile. Pe curând!